aplauze pentru Ioana Roman. Hai, iar încep să mă rog. Hello. Baftă, Ioana. Baftă, baftă. Eu sunt Ioana Roman. Nu vă spun asta ca să vă aduc aminte cine sunt sigură că țineți minte. Ideea e că de ani de zile auzim numai de Ioana Roman și m-am gândit că a venit momentul să punem punctul pe i. După ce am apărut la televizor, m-a sunat, nu i-am răspuns pentru că nu răspund la numere necunoscute. Mi-am dat seama că e ea pentru că nu-mi încăpea numărul pe ecran. Probabil m-a sunat din străinătate. Sper că nu s-a supărat pe mine, eu oricum o admir foarte tare pe toate. Acum de când am apărut la televizor, la liceu mă ascultă mereu prima. De exemplu la istorie. Și eu mor când trebuie să țin minte toate chestiile astea. Cu Mihai Viteazu care i-a bătut pe Turc, Ștefan cel Mare care i-a căsăpit, Mircea cel Bătrân care i-a terfelit, Vlad Țepeș care i-a sodomizat, Hagi care i-a nebunit. Băi nene, dacă eram noi așa tari de fiecare dată, de ce n-am făcut Imperiul Român? Ăștia când veneau peste noi oricum erau mulți. Ca și întreba Mircea cel Bătrân cât sunt ăștia. Străjerul cu binoclu a zis câtă frunză, câtă iarbă. Numai că Mircea vrea ceva mai precis. Câtă frunză, câtă iarbă. Noi îi băteam mereu, aproape că nu înțeleg de ce le plăteam bir. Adică la ce le făceam trebuia să ne dea ei nouă. Numai că era așa o chestie caritabilă, eu așa cred. Ăștia, adică noi suntem ăștia. Noi aveam și tactică, știi? Adică o trăveam fântânile și pârjoleam câmpiile, după care ea plecau, noi rămâneam. Sănătate. Și femeile noastre sunt cele mai frumoase din lume. Chiar și alea proaste. Îți faci treaba cu ele, nu? Știi că înainte vreau să-i desenește floricele în dreptul numelui, dar nu mai vreau, gata, m-au răzgândit. Să știți că mesajele dubioase de la băieți nu s-au oprit. Îmi zice unul, aș vrea să ne cunoaștem mai bine. Zic, tata, stai liniștit că ai o vârstă. Era cam hai. Frumos. Nu era frumos, dar era mai puriu așa și tot insista să ne vedem, dar na... Tata are 10 ani de box, el probabil 10 ani de FIFA. Sau mai zice Răzvănuș cu SH. Îmi place câți ani ai, zic 17, tu? 13 în chef de distracție. Zic, bine, hai că vin să te dea un leagă, nu? Piticon nu joc, că nu mă lasă tata cu jocuri de noroc. Și nu sunt o tipă antisocială, știi, sunt chiar foarte sociabilă și mi-aș dori o carieră în televiziune, adică eu nu știu să fac nimic și mi se pare sincer locul ideal. Să știți că mi-am adus aminte, m-a întrebat o colegă cum arată Delia de aproape. Zic, băi, o știi pe Shakira în videoclipul cu Rihanna? Zice, da, n-are nicio treabă. Dar cred că e frumoasă. Zice, și Chelu, da, și Chelu crede, dar Elen Sura nu poate să spună. Nu, zice, cum arată Chelu de aproape? Păi la fel ca de departe, mereu cu degetul mijlociu. Mai devreme vă spuneam că mă ascultă prima, da. Eu la Român am numai 10. V-am dezamăgit puțin, nu? Continuă. Dar sunt drăguț, adică îți faci treaba cu mine, nu? O dată, de două ori, merge. Să știți că... Acum... What the fuck? Ați observat că toți scriitorii au avut două mari pasiuni? Femeile și băutura. Peste tot în biografiile lor, numai asta vezi. Ce n-am înțeles eu e de ce n-aveau trei pasiuni. Adică scrisul nu se pune? Da, probabil mie de aia nu-mi scrie pe Facebook niciun scriitor, că era altceva. Dar oricum am auzit că sunt cicălitori și săraci și în ambele cazuri am același răspuns. Pe mine nu mă e la bani mărunți. Cam atât am avut de spus, mulțumesc mult! Păi, greu în sală. Mor de curios ce o să zică jurații. Mor de curios că nu știu nici cum prezic în niciun fel. Ce urmează? 17. Am 100 de zile de muncă în folosul comunității. Dar să-i înjumătățesc dacă aduci un om? Păi ce aici suntem la umor? Îl aducem pe Coco? Coco Marinescu e ca boala de care nu scapi. Este un impostor. Ce a tras o asemenea zonă de hit cum eu n-am pomenit de când sunt aici. Sper să vină cu micuțul. Nu? Ce naiba mai faci? I'm in love with the Coco. Bun, să înțeleg că este un fel de pește. El ne aduce nouă artiștii pe scenă. Ai umor fără... I-a integrat în numărul acest lui. Acest băiat n-a făcut nimic.
idee foarte bună. Părerea mea a fost foarte bună. Bă, mi-a dat lacrimi. Mie mi se pare că un om ca el ar trebui să câștige Ai Umor. Părerea mea. E posibil cel mai, în tot sufletul, da, pe care l-am dat în 3 finale ale acestui show. Suntem în marea finală Ai Umor. Eu sunt Ioana Roman. Nu vă spun asta ca să vă aduc aminte cine sunt. Sunt sigură că țineți minte. Ideea e că de ani de zile auzim numai de Ioana Roman. Și m-am gândit că a venit momentul să punem punctul pe ei. Înainte de pauză, Ioana a arătat că nu are niciun fel de emoții în fața juraților. Iar acum, ca o fată cu minte, își așteaptă like-urile. Băi, foarte mult curaj pentru o fată la 17 ani. Mi se pare că, nu știu de ce, am zis că trebuie să te susțin din tot sufletul meu. Cu vrei toată... să mă susții aici pe scenă? Vreau să te susțin de aici cu răspunsul meu. Okay. Cumva. Okay. N-am să vin acolo lângă tine, că nu vreau să te gripez. Dar cred că mai mult te ajută dacă îți dă el un imbold, o îmbrățișare caldă, cu încărcătura emoțională, bogată. Du-te, mă, și susține. Potoriți-vă, mă. Dar de ce să ne potorim? Iar ai nevoie? O dată, de e două okay, ori. E ok. Du-te, mă. Nu mă mai duc nici de la record, mă mai duc. Cine știe ce se întâmplă? Eu am o propunere. Du-te și pupă și fata asta. Nu. Bă, este foarte mică. Este extrem de mică. Mică rău. Băi, mică, mică. E foarte mică. Eu acum ai emoții că încerc să-mi dau seama și nu-mi dau seama. Și mi se pare foarte tare că nu văd. Am emoții, da. În sfârșit spui că ai emoții. Da, da, am emoții. Sau s-a auzit și din culise. Are emoții, în sfârșit. Cum e să ai emoții? Uite așa. Păi e... Ca și cum n-ar fi așa. Mă, dacă se uită la tine... Tu... Știu, are 17 ani. Mă, dacă se uită... Bă, nu știu, are un fel de a se uita. Are, deci are o uitătură pitica. Dar poți să-mi explici privirile alea? La un moment dat te-ai uitat foarte ciudat înspre mine. La da. Tine? Da, da, da. Ce vrei să înțelegi? Mama. Asta e un răspuns foarte bun. Băi, extraordinar, jur. Deci acest dialog devine fascinat. Avea o anumită chestie, pauzele când le lua și cum făcea și cum... Aia mică. Da, da. Bine, e bine că mai stăm de vorbă cu el. E foarte bine. Că uite ce este, vezi? Cunoști omul, îți dai seama că e și altceva decât ce-a pregătit. E ceva, e un... E în el. Știi că eu am avut o ședință într-o zi, într-un loc, da, în zona Băneasa, și stând afară la o țigară cu colegii, ai trecut pe lângă și te-ai prefăcut că nu mă cunoști. Deci nu pare... te-am văzut, jur, mi-a părut foarte rău. De-abia așteptam să vin aici să te văd cândva, dar să fii singur. Sincer, să-mi cer scuze, deci nu te-am văzut. Eram într-o zi în care eu nu mâncasem nimic și eram practic pe altă planetă. Mă simțeam puțin ciudat. Și m-ai luat așa prin surprindere când... Da, m-ai văzut că te-ai uitat la mine și mi-ai răspuns la salut. Atunci te-am văzut. Ești Dumnezeu. În faza am trecut pe lângă el de aia. Da, da, da. Eu am crezut că ai făcut asta dintr-o corectitudine ieșită din comun. Adică, domne, el este jurat. Păi de-aia după n-am vorbit. Ți-am zis doar, m-ai întrebat ce fac. Ți-am spus că fac bine. Sau, mă rog, ți-am răspuns urător. M-am simțit prost, aproape că m-am dus la preot. Să spun, jur. Dar... Am stat prieteni? Nu. N-ai. Dar mă gândeam că n-ai, dar nu știu de ce. Știu că ești dresoare, nu? Da. M-am uitat la tine pe Facebook. Pe bune? Și acolo am văzut, da. Da. Ce dresezi? Ce dresează? Câini nutri? Dresez juri. Orice. Păi, totul e la fel, totul. Este un răspuns care îi depășește cu mult vârsta. Dacă închizi ochii și îți imaginezi că are 10-15 ani în plus, răspunsul este potrivit pentru o femeie în toată firea. Crezi că poți să scoți ceva din el, de exemplu? Pentru că dacă te pricepi la psihologia canină, trebuie să te... Adică mi se pare că nu e da. Departe uneori. Da, da. Și crezi că ai putea să scoți ceva bun din el?
Da. Să nu mai mârie la concurenți. El e bun deja, dar acum depinde cum vezi asta, nu? Adică? Bun, hai să facem altfel. Dacă tu îl pui cu botul pe labe, treci mai departe. Acum? Băi, de ce suntem? E rapid, se face în timp asta. Ok. Este genială. Cum să dai răspunsul ăsta? Orice. Orice, mă. Deci, dacă ar exista o femeie la o vârstă decentă, de 30 de ani, care să gândească și să se exprime așa, aș fi fiert, de adevăr. Cu alte cuvinte, ești foarte bătrână. Voi aveți 30 de ani. Băi, de ce... Băi, da. Ioana Roman este foarte deșteaptă pentru vârsta ei. Sau cineva i-a deschis mintea, cineva a școlit-o în școala vieții, cineva i-a explicat foarte multe lucruri la un moment dat. Mă sperii. După 10 minute de discuții este foarte clar că nu vreau să am nicio legătură. Mamă, deci nu poți să mă uit la votul tău în secundă asta. Te rog, eu te implor. Păcat de textul inteligent. Te rog, din tot sufletul. Să te ducă mai departe. Nu face asta, bă. Yeah!